venit la Starea Libertății. Pădurile nu le poți fura cu sticul. Nu poți încărca 30 de hectare de păduri pe un memory stick și să treci granița cu el băgat în fund. Se tot discută despre DNA-ul pădurilor, care a trecut ca lege la Camera Deputaților, dar se pare că va muri glorios la Senat, Camera Decizională în acest caz. Înființarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, cum e numit DNA-ul pădurilor în certificatul de naștere, este o decizie politică. Nu depinde de nimeni altcineva decât de oamenii politici care și-ar dori cu adevărat stoparea jafului din păduri. Se pare că nu-și doresc asta, se pare că PNL, mai exact, nu-și dorește asta. Vorbim toată ziua de relansări de economie, de cum vor arăta țara și viața noastră. Ne amăgim unii pe alții cu tot felul de cuvinte mari și frumoase, dar când chiar putem să facem ceva care să împingă țara asta înainte cu un pas, nu facem, nu vrem, nu punem presiune pe cei care ar putea să o facă. Simplu spus, guvernul PNL nu dorește înființarea acestui DNA al pădurilor. De ce? Probabil cea mai simplă explicație este aceea că în momentul înființării, guvernul scapă din mână așa zisul control al tăierilor ilegale, garda de mediu și poliția. Adică acum se ocupă cu aceste infracțiuni garda de mediu și poliția, iar în final procurorul trimite în judecată. Ei bine, e limpede pentru toți că aceste instituții nu pot, nu vor sau n-au capacitatea de a face față fenomenului. Bă, dar măcar sunt autoritatea guvernului. Pe principiu, bă, știm că nu se face nimic, dar poate că așa și vrem. Păi ce altceva să zici, nu? Și acum datele dezastrului dintr-un raport al Ministerului de Justiție legat de infracțiunile forestiere. Citez. Datele inventarului forestier național, ciclul 1, arătau în 2015 că volumul de lemn dispărut anual era de 8,8 milioane de metri cubi pe an. 4 ani mai târziu, datele IFN arată că cifra a ajuns la 20 de milioane de metri cubi anual. Comparativ, în 2017, procurorii au trimis instanțelor 631 de dosare legate de infracțiuni la regimul silvic și au existat 534 de persoane condamnate definitiv. În 2018 am avut 459 de dosare noi trimise în instanță și 441 de persoane condamnate, iar în primul semestru din 2019 au fost 209 dosare noi și 219 persoane condamnate. Altfel spus, s-a dublat lemnul furat și a scăzut numărul de dosare, deci și numărul de oameni trimiși în judecată sau condamnați. Ei bine, în aceste condiții, guvernul spune că totul e bine, domne, n-am avea nevoie de o instituție specializată în astfel de infracțiuni. Cum ziceam, ne bălăcim în proiecte și viziuni, dar nu suntem în stare să mișcăm țara cu un centimetru în față. Vă aștept de la 10 seara la Starea Nației pe Prima TV.